Primăria Târgu Jiu va fi condusă în perioada următoare de viceprimarul Aurel Popescu, răpus probabil de ședința de Consiliul Local de ieri, ce a durat mai bine de 3 ore și în care a formulat doar câteva fraze. Primarul a anunțat că are nevoie de concediu. La fel a făcut și la scurt timp după ce a preluat mandatul. Astfel, până luni, el și-a delegat atribuțiile lui Aurel Popescu. Primăria municipiului Târgu Jiu a rămas din nou fără primar. Edilul Marcel Romanescu a solicitat să intre în concediu până la finalul săptămânii. Contactat telefonic, inițial Romanescu a declarat că trebuie să își facă mici analize și acesta ar fi motivul lipsei sale de la primărie. Vreau să-mi fac niște mici analize. Câte zile veți sta în concediu? Până la vineri, la sfârșitul săptămânii. Ulterior, Romanescu a recunoscut că a trecut prin multe și are nevoie de o pauză după activitatea intensă de la primărie. Am trecut prin foarte multe lucruri și am considerat că e bine ca 4 zile să mi le iau în această perioadă, că ulterior ar putea să ningă și să fie mult mai multe lucruri care necesită prezența mea la primărie. Primăria municipiului Târgu Jiu va fi condusă de viceprimarul Aurel Popescu până luni, atunci când edilul Romanescu va reveni din concediu.